Gerul care a cuprins aproape întreaga țară a ajuns aseară și la malul Mării. Mai multe localități din județul Constanța au rămas fără curent electric după ce rafalele de vânt puternic au rupt stâlpi și cabluri. Nici pe șosele nu a fost mai bine. Mai multe mașini au rămas blocate între nămeți, iar altele s-au tamponat după ce șoferii au pierdut controlul volanului. În județul Constanța ninge viscolit de aproape 4 ore, iar în anumite porțiuni zăpada atinge chiar și un metru. Situație cât se poate de neplăcută pentru cei care au avut drumuri cu mașinile. Cele mai mari probleme au fost pe drumul național 39E, unde un microbus s-a lovit frontal de o mașină care a derapat. A fost nevoie de ajutorul unui buldozer de mare tonaj pentru ca drumul să poată fi eliberat. Nu departe de locul accidentului, locuitorii mai multor sate au rămas pe întuneric. Vijelia a rupt stâlpi electrici, s-au atrântit copaci peste firele de înaltă tensiune. Cu aceleași probleme s-au confruntat și locatarii acestui bloc. Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste mașinile parcate. Acurat în sârma acolo, dacă se rupe sârma aia, cade pe sârma. Nu, cavuri! Mă, ești una la noi în față, mai mare, care a plecat așa, stă... care o ține firele electrice. A fost vântul puternic aici, în zonă? Uite și crengile alea de acolo și alea o să cadă. Alea dacă se încarcă cu zăpadă, o să cadă pe mașină. Vântul a suflat aseară la malul Mării cu viteză de peste 50 de km la oră. Meteorologii au vești mai bune. De astăzi, temperaturile vor începe să crească treptat timp de câteva zile.